Bud așadar preferat în locul lui Cristian Lopez în avamposturi. De asemenea, Mureșan ia locul lui Larie în centrul apărării. Cam asta sunt primit Vasile Gheorghe, țigănașul însă joacă în spate. Crețu a încercat un dribling, minge pierdută acolo, să vedem replica Petrucci dă bine drumul la balon pentru Păun, trage Păun. Prima ocazie a acestui meci, ocazie destul de mare, Păun cu stângul trimite peste poartă într-o poziție destul de bună. Adevărat, el e jucător de picior drept, dar putea face mai mult la această fază. Revede mingea pierdută de Crețu, care s-a ciocnit apoi de Cristi Bud. Se anunță revenirea suporterilor Stelei alături de echipă. Avem această centrare pentru Păun și pe bara a doua scoate Caparco. Este gol, cred. Incredibile paradele lui Caparco, senzaționale ocaziile CFR-ului. De revăzut faza Caparco, ceva ce eu nu am mai văzut în fotbal de multă vreme. Trei mingi la rând scoase de Caparco. Oare toate au fost de pe linia porții sau nu? Iată o reluare care ne va ajuta să ne dăm seama. Vine primul șut al lui Juan Carlos, acesta nu este gol. Greu de spus, a doua oară, a treia oară la șutul lui Dani Coeliu, apoi bara la ajută, la șutul lui Cristi Bud. Incredibile aceste ratări ale CFR-ului. Iată-l pe Juan Carlos și tind să cred că mingea nu a depășit linia porții cu toată circumferința, așa cum e normal. Plătesc niște bani pentru a se asigura spectacol, iar în aceste condiții nu se poate. Viveiros! Nuno Viveiros trage peste poartă. O eroare în defensiva CFR-ului, o deviere nefericită a lui Lucian Goian, care nu ajunge cum trebuie la această minge. Preluare excelentă a lui Viveiros, însă trimite peste poartă. Frumoasă săritura lui Lucian Goian. Iar acum CFR-ul încearcă să iasă din jumătatea sa. Respinge Ciucă, neatent, Bud! Gol! Gol CFR Cluj! O execuție extraordinară a lui Cristi Bud. Un șut din afara careului după o eroare gravă a lui Mădălin Ciucă. Stop pe piept și șut din prima pentru atacantul CFR-ului. 1-0, CFR deschide scorul la Iași. 20 de minute foarte frumoase, cu un fotbal de calitate. E adevărat, aici o eroare mare a lui Mădălin Ciucă, în loc să trimită cu capul către propriul portar. Dar ce execuție are Cristi Bud. Superb, superb șutul. S-a coordonat, a reușit să-și facă, dar Viveiros nu a reușit să profite. Vasile Gheorghe centrează în forță, reia Golubovici, prinde însă Traian Marc de lângă Goian, a reușit să reia Golubovici. Punctul său forte, lovitura de cap. Iată cât de bine atacă aici colțul scurt Goian. Ah, Goian a fost la un pas de autogol. Iată, vedem pe această reluare. A avut noroc Marc, mingea i-a venit pur și simplu în brațe. Vine centrarea lui Viveiros, scoate Marc! Foarte aproape de un gol din corner, Nuno Viveiros, apoi Crețu trimite pe lângă poartă. A încercat să înscrie Nuno Viveiros, iată o centrare cu efect, era și Camora care îl putea salva pe Marc. Dacă mingea trecea de acesta, apoi Crețu trimite în plasa laterală. Rămâne 1-0 pentru CFR Cluj. Uiduit Cristi Bud, spectatorii cred că nu au avut nimic, doar s-a prefăcut. Aici un șut, scoate senzațional Traian Marc.
Ce șut al lui Lucas Bele. O adevărată bombă. Iată-l pe Bele cum își pune mingea pe stângul. Piciorul său bun. Și încă un corner. Onducu deviază Golubovici. Vasile Gheorghe trage peste poartă. Minge care nu a fost atinsă de vreun clujean. Va fi repunere din 6 metri. A făcut semn George Găman. S-a grăbit până Voicu. Onducu rămâne la minge. Atacat tare de Victor Bruno. Este lovitură liberă pentru CSMS Iași. A dat în minge, dar s-au și lovit cei doi. Da, cu crampoanele apoi dă în minge Victor Bruno, e adevărat, dar apoi îl și atinge pe gambă cu crampoanele pe Onducu. Galben, al doilea galben pentru Victor Bruno, care este eliminat. Foarte nervos jucătorul CFR-ului. Nu cred că trebuia acordat cartonaș galben pentru așa ceva. Intrarea lui Victor Bruno a fost la minge. Iată. Apoi adevărat lovește din inerție pe Onducu. Se poate da faul, dar nu e de galben niciodată. Nu e de cartonaș galben această intrare a lui Victor Bruno, care a vizat mingea. A și lovit-o, de altfel, nu doar că a vizat-o. CFR rămâne așadar în inferioritate numerică din minutul 70 și se anunță un final greu de partidă pentru trupa lui Toni Conceição. Iată momentul în care Gămane arată cartonașul roșu lui Victor Bruno, o criză de nervi făcută de acesta. La mingea-i sare, e nevoit să controleze aici, o lovitură de cap, scoate Marc, incredibilă paradă Vasile Gheorghe și este fault la portar. Da, nu cred că l-a lovit Golubovici. Ce face asta, domne? Lovitura de cap a lui Andrei Cristea, salvată de Marc, spectaculos. Iar apoi Marc a simulat, cred, că a fost lovit de Golubovici, deși mie nu mi s-a părut a fi așa. Cea mai mare ocazie din repriza a doua a ieșenilor, iată-l pe Marc, care simulează oribil că ar fi fost lovit. Dar CFR-ul a urcat foarte bine cu toți jucătorii în jumătatea adversă. Iacolis scoate Caparco. Petrucci, Caparco, senzațional. Până la urmă este gol. Gol Dani Coelho. Închide meciul cu acest șut și CFR oprește seria de invincibilitate a Iașiului la 11 partide. 2-0. Nimic nu se mai poate întâmpla, știu asta și spectatorii. Caparco a făcut eforturi supraomenești și la faza de mai devreme, dar șutul lui Coelho până la urmă a ajuns în plasă. Revedem faza, Iacolis trece de Mihalache, o primă paradă a lui Caparco, iese apoi curajos și îl blochează pe Petrucci, însă nu mai poate face nimic. La șutul lui Dani Coelho este 2-0 așadar pentru CFR. Primul gol în Liga 1 pentru Dani Coelho. A spart gheața și se termină meciul. CFR se impune pentru a treia oară aici la Iași după victoriile din Cupa Ligii, din Cupa României. Acum vine și victoria din play-out.